Asta este Chicago. După cum știți, Marele Foc din 1871, care de fapt nu a fost un foc natural, ci a fost artificial, cred, de către arme avansate ale artul civilizației. Acum cine a făcut că este asta, nimeni nu știe. Dar toate orașele americane, și nu doar americane, ci și în Rusia și, și în alte părți ale lumii, au fost distruse, resetate cu tehnologie de genul ăsta. Și acum și vezi clar că cum a fost construcția dinainte, deci este clar că istoria omenirii este falsă și că acestea au aparținut altor rase de oameni, alte rase, alte rase imperiale de oameni care au deținut America și Rusia și alte zone și ei au locuit în acele orașe, cum este Chicago, San Francisco, New York, etc. Și că tot ce cunoaștem despre Evul Mediu este minciună. Asta este Dubai, ca să înțelegeți cum a fost Dubai acum câțiva ani, deci foarte puțin timp, ca să înțelegeți faptul că în 1985 n-a fost nimic și în 2012 unde este poza, a fost chestia asta. Evident, uh, zgârienorii ăștia sunt patetici în comparație cu ce a fost în orașele mari imperiale ale rasei umane imperiale dinainte, dar am să, să vă dau așa un fel de exemplu ca să vedeți că este foarte ușor să tezi o civilizație sau o zonă cu dacă ai arme și tehnologie sofisticată și ăștia au, wow, care sunt cei care ne monitorizează în craterul ăsta, dar este prea mult pentru unele minți ca să accepte și ce am să vă arăt aici este faptul că în Statele Unite, asta este în Statele Unite și în Mexic, sunt foarte multe zone care văd așa din avion, apar aceste străzi, deci se vede clar că aici cândva a existat ceva, a fost ceva oraș, a fost o civilizație și dintr-o dată au rămas doar străzile. Deci cu alte cuvinte poți să razi cu laserul sau cu alte tehnologie de tot și să lași doar urmele acelor clădiri care au fost ca după aceea să fie populate din nou când tu consideri că este um, nevoie să populezi acest experiment cu alte clădiri și alte civilizații. Deci este plin în deșertul din Statele Unite și în Mexic și atunci mai știe că deșertul este de fapt, o creație artificială, deci nu este natural. A fost creat din cauza radiațiilor și din cauza distrugerii și exploatării materialelor de către acele rase, acea rasă puternică care sunt cei care Poate sunt cei care chiar au resetat vechea omenire și au creat noua omenire de clone. Asta este în Mexic în 1943 și arăta locul asta cu copaci și cu această biserică, ci că înainte ca să exploze vulcanul ăsta, vulcanii, după cum știți, sunt resturile exploatării în multe locuri a civilizației anterioare și după ce a explodat vulcanul, s-a acoperit tot, a rămas doar vârful bisericii, această parte, a rămas aici și ca să vedeți ce ușor este ca să acoperi o civilizație și după aceea asta se Întărește și, din nou, aici că este foarte multe ființe umane, spun că lava din vulcan se întărește formând forme hexagonale. V-am arătat niște video în care am arătat cum că formele hexagonale aparțin copacilor uriași împietriți sau civilizației care a fost înainte care avea vegetație uriașă pentru că și era uriaș, dar pentru foarte mulți se întărește lava vulcanică, deși niciodată n-am văzut lava din vulcan care se întărește formând forme hexagonale ca și cum sunt fibrele de la plante. Și după aceea crește din nou vegetația și se acoperă și pentru primitivii ca și noi, spunem că este o, o chestie veche de nu știu câte mii de ani când de fapt a fost doar o resetare programată. Asta este iar un asta este Salt Lake Temple, este un, un templu unde și templele nu există, central de putere, din Salt Lake City, din Statele Unite, din orașul, de, orașul Salt Lake ar venit cum ar veni uh, lacul de sare și aici vă arăt în 1960 și în anii 60 din secolul trecut, în secolul 20, asta s arăta ci că ăștia făceau uh, reconstrucție sau renovări la fațada, așa mai departe, când de fapt se vede clar că s-a descoperit sau s-a aflat după ce s-a scos pământul că sub um, primul, primul nivel mai sunt cal de 2-3 nivele și nivelul ăsta de sub care este un fel de piramidă uh, în formă de scară care este foarte, foarte veche, deci se vede clar vechimea pietrelor. Deci s-a construit una peste alta, deci este altă rasă de ființe umane și alta și alta până când descoperă ăștia primitivi din anii 60 deci, cu tehnologia lor primitivă care ci că au spus ei oh, că ăștia au curățat ca să, facă ca să facă reparații. Când ei când au văzut că este asta au rămas cu botul umflat. Cine a construit că este asta și când a construit? Dar astea sunt lucruri care nu este voie să le studiezi pentru că deschid mintea omului prea mult și te fac să pui întrebări care profesorul nu este necesar să le răspundă, că și pierde locul de muncă. Asta este. Asta e civilizația oamenilor de paie în care trăim. Și e, inclusiv eu, că și eu sunt un om de paie, să nu crezi că sunt eu mai special. Și atunci asta este toată chestia, deci sunt multe poze, o să vedem mai multe poze cu timpul, când o să am timp ca să vă le arăt și ne vedem în următorul video.